În plină tensiune geopolitică regională creată de Rusia, Ministerul Român al Apărării a făcut o gafă de proporții. A publicat o hartă în care Crimea apărea ca parte a Federației Ruse, deși anexarea este considerată ilegală de țara noastră. Greșala a fost însă corectată după aproape o oră. Aceasta este harta publicată de Ministerul Apărării Naționale în care Crimea apare colorată în roșu, semn că ar face parte din Federația Rusă. Imaginea a fost postată pe pagina de Facebook a mea PN și a fost preluată și de Inforadar, portalul de știri al acelui minister. Subtitlul NATO-Rusia să spunem lucrurilor pe nume, articolul ilustrat cu harta în care Crimea era partea Federației Rusei era menit să demonteze mituri rusești. GAFA a fost corectată după aproape o oră atât pe Facebook, cât și pe site. În cea de-a doua hartă, Crimea nu mai apare colorată în roșu. Peninsula Crimea se află pe coasta de nord a Mării Negre. Aceasta a fost anexată ilegal de Rusia în 2014. Comunitatea internațională nu recunoaște însă anexarea Crimei, ci vede în continuare peninsula Crimea drept teritoriu ucrainean.